Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. După weekendul negru, de fapt după weekendurile negre de pe șoselele României, au murit câți? 24 de oameni în 3 zile. Este ceva incredibil pe șosele din țara asta. Iată, avem o reacție timidă a autorităților. Poliția propune acum suspendarea permisului pentru 120 de zile dacă mergi pe contrasens, pe autostrăzi. 120 de zile? Nu înțeleg de ce. Adică nu e ca și cum ai merge din greșeală pe contrasens. Nu e, știi, ai intrat prea tare într-o localitate. Da. N-ai văzut indicatorul, nu erau case, nu te-ai prins și ai intrat prea tare. Sau ai depășit linia continuă. La depășirea liniei continuă, la fel, se ridică permisul. Dar aia poți să tai linia continuă fără să-ți dai seama. O faci cu intenție și fără să-ți dai seama. De asta, ca să întorci, să mergi pe contrasens, nu poți să spui, bă, n-am fost atent. Dom'le, n-am văzut. Ce? N-ai văzut? Cum adică? Bun, asta e. Deci a fost unul dintre cele mai negre weekenduri pe șosele și, în urma indignării publice, autoritățile, iată, promit acum timid că ar putea schimba legislația. Schimbările nouă ni se par cosmetice. Poate greșim noi. Ce părere aveți? 0372069599. Să vorbim despre ce propune poliția română și ce credeți că ar trebui să se întâmple de fapt, ca să devină traficul mai sigur în România. Deci, un purtător de cuvânt al IGPR a anunțat că se intenționează, citez, dublarea perioadei suspendării permisului de conducere de la 60 la 120 de zile pentru șoferii prinși circulând pe autostrăzi pe sens opus. Mamă, i-a lovit rău de tot. Deci, de la 2 luni la 4 luni. Nenorocire. Cred că ea o să plângă. De asemenea, amenzile prevăzute pentru acest tip de abatere s-ar putea dubla și ele. Maximul ar putea să treacă de 2600 de lei. Da. La jumate, 1300. Pentru conducere pe banda de urgență autostrăzilor, polițiștii propun, pe lângă amendă, și suspendarea permisului timp de 90 de zile. Acum amenda e de vreo 700 de lei și se dau și 3 puncte pe carnet. Sper să fie corect, să nu greșesc, dar mă corectați voi, prieteni, dacă... Deci dacă mergi pe banda de urgență, din câte știu eu acum, nu ți se suspendă carnetul. Poate că greșesc. Știu că se dă o amendă de câteva sute de lei și 3 puncte. Deci asta e tot atât? Asta e problema? După părerea mea, nu că aș vrea să influențez pe cineva, dar dacă apuci pe contrasens pe autostradă, nu mai ai ce să cauți la volan măcar vreo 5-6 ani. Așa cred eu. E o variantă, adică, da. Serios, ieși de pe șosea. Cred că obiectivul codului rutier, în condițiile din România, în care se conduce atât de agresiv și infrastructura e atât de proastă și poliția e atât de absentă, este să scoți din trafic șoferii care îi pun în pericol pe ceilalți. Eu cred că ar trebui să se aplice măcar legea actuală. Problema e că de cele mai multe ori nu se aplică. Din ce am văzut ieri la știri, la televizor, în urma valului de autoturisme aflate pe contrasens săptămâna trecută, în incidentul deja faimos, ziceau că au fost identificați și amendați 11, parcă sau 12 șoferi din 10, poate sute. Da. Adică de ce nu au fost identificați toți? Că sunt filmări, adică... Și chiar dacă identifici, nu poți să-i amendezi, decât dacă constată agentul constatator. Exact, ei vor contesta în instanță, adică trebuie schimbată legislația din temelii. Hai să vedem că avem foarte mulți oameni în așteptare. 0372069599. Ce sancțiuni credeți că ar trebui date totuși pentru cei care merg pe contrasens pe autostradă, care întorc pe poduri, care apucă pe banda de urgență? Vorbim cu Marius. Bună dimineața, Marius. Salut, Marius. Bună dimineața! Te rog! Eu consider că ar trebui neapărat înăsprite pedepsele pentru nereguli în trafic. Ai mers pe contrasens prima oară 2 ani, a permisul suspendat. Ai mers a doua oară 5 ani, a treia oară ți-l anulezi și nu mai ai voie, nu mai ai drept de conducere. Și sunt foarte multe, la fel, viteză excesivă, momentul care te prinde în localitate cu peste 100 peste viteză legală. Adică, hai să luăm puțin de afară. Uitați-vă în Germania. În Germania, dacă ai făcut 3 sau 4 într-un an de zile, te suspendă 6 luni, un an, 2 ani, depinde de ce ai făcut permisul. Foarte bună observație. Încă o dată, șoferii periculoși trebuie scoși de pe drumuri. Exact. Tot ieri am văzut... Era ieri un interviu cu un domn care și el fusese prins, mergea pe banda de urgență sau nu știu, și era foarte liniștit. Era presa pe el și a zis, bă, nu mai și nu mă interesează, poate să-mi dea orice amendă, că tot n-o plătesc, spunea asta. Mai am, zice, vreo 70 de milioane vechi, adică 7000 de lei de plătit. Și că n-au ce să-mi ia. Și că atare nu mă interesează, o să continui să fac asta. Ăsta trebuie
Bine, după părerea mea, un astfel de specimen trebuie băgat și la pușcărie. Exact. Da, ok, până una alta reține-i permisul pe viață, adică pentru astfel de atitudine. Dacă acumulezi amenzi într-un quantum care să fie stabilit de lege, te duci direct la închisoare. Adică nu stăm ca acum, dacă ăla n-are bani, practic are imunitate. Mihai, bună dimineața! Neața! Bună dimineața! Te ascultăm! E clar că trebuie năsprite condițiile pentru faptele acestea flagrante, mers pe contrasens sau depășiri în curbe unde nu vezi 10 metri mai în față, dar referitor la intrarea pe contrasens pe autostradă, eu cred că mai avem o măsură foarte ieftină și simplă de aplicat pentru a reduce. Din ce am observat, mulți intră și din neatenție din cauza geometriei racordului la autostradă. Gândiți-vă că treci peste un pod peste autostradă, de acord, după care urmează o curbă strânsă la dreapta. De acord. Dacă n-ai fost în stare să iei curba respectivă, intri pe contrasens, practic pe banda de ieșire de pe autostradă. Știu că se poate întâmpla, dar într-o astfel de... Am înțeles, știu că se poate întâmpla, dar în situația asta... Numai o secundă. Ok, ai intrat din greșeală. Cam câți kilometri trebuie să-ți dai seama că ești pe contrasens totuși? Eu cred că trebuie să-ți dai seama în momentul în care ai trecut de bifurcația de pe raport. Poftim, eu vorbesc despre... Autostradă, e clar. Eu nu vorbesc despre cei care încurcă breteaua și intră 5 metri, 10 metri pe contrasens și își dau seama. Și după aia dau cu spatele ușor și încearcă să iasă din situația asta cumva, cu prudență și cu atenție. Că astea sunt erori. Eu vorbesc de ea care intră pe contrasens și, bă, dacă tot sunt aici, bă, merg înainte, 10, 20, 30 de kilometri, care o fi problema? O fi o ieșire. Ăștia sunt inconștienți. Hai să vedem ce zice Alejandro. Bună dimineața. Neața. Alejandro? Gigi, Alex? Bună dimineața. Bună dimineața. Salut, Gigi. Te ascultăm. Mai tare, te rog. Eu zic că e legea foarte blândă, să știți. Dar de ce, domnule, de ce crezi că sunt ezitările astea? Adică scandalul de pe lume, indignare, lumea furioasă, 24 de morți într-un weekend, 55 de mașini, carambol pe autostradă, iese ministrul Bode și spune, îmi recită o poezie veche. Principala cauza producerii accidentelor rutiere sunt pietonii. Urmați de, nu știu ce, da, am înțeles asta, ok, dar ce faci în afară de să reciți aceleași lucruri? Gigi. De ce? De ce ezitările astea din partea autorităților să înăsprească legislația? În primul rând, ei nu s-au gândit la infrastructură. Nu s-au gândit, mașini foarte, foarte multe, șoferi inconștienți și legea este foarte blândă. Să vă dau și un exemplu. Deci dacă ai permisul suspendat pentru anumite abateri, ți se reține permisul pe 30, 60, 90 de zile. Trebuie să dai, da, un test. 13 din 15. În momentul când ai dat testul, ți se reduce pedeapsa, sau, mă rog, dacă s-ar putea, cei care au permisul suspendat și nu susțin testul, să nu mai permisul lor să rămână în custodia poliției până își dau testul. De ce? Sunt foarte, foarte mulți șoferi indisciplinați care nu știu să scrie, nu știu să citească, nu știu... Și-au luat pe șpagă permisul. Și au luat pe șpagă permisul, așa. Da. Măcar să-i prinzi, măcar așa să-i mai prinzi. Auzi, dar știi care e problema? Încă o dată. Mulțumesc, Gigi. Nu e numai de legislație. La noi nu se dau amenzi. Adică eu am fost la mare anul ăsta de 4 ori, adică de 2 ori și am făcut 4 drumuri pe autostradă. Da. N-a fost niciodată radar. Mereu trec mașini. Adică, în mod normal, tu te-ai aștepta când vezi cum se merge pe autostradă, te-ai aștepta la capăt când ajungi să fie trase pe dreapta gen 200 de mașini, ți-a permis să luate și cu amenzi. Dar nici măcar așa, mă, ți le trimite prin poștă. Care este problema? Claudiu, bună dimineața! Bună dimineața, băieți! Te ascult. Empatizez cu marea majoritatea băieților care au vorbit înainte și consider că legislația română este foarte, foarte, foarte blândă cu șoferii care sunt agresivi sau needucați sau lipsiți de bun simț, ca să nu le spunem altfel. Consider că plața politică nu face nimic în sensul în care să modifice, de ce, sau să năsprească legislația rutieră. De ce? Pentru că de acolo vin odată la 4 ani niște lucruri care contează foarte mult pentru ei. Ce anume? Adică e mai... Adică e... Anume voturi. E mită electorală să lași oamenii să se omoare pe șosele? Adică toți oamenii cu care vorbesc și cu care vorbim și toți oamenii sunt de acord că legislația este proastă, slabă, că poliția nu e nicăieri,
Și că se moare pe șosele inutil din cauza infrastructurii, dar și din cauza șoferilor indisciplinați. Nu e nimeni care să spună asta, doamne, că e mai bine așa. Eu îl votez pe ăla care... aminte, acum 3 sau 4 ani că se discuta despre a presemnaliza în traficul rutier radare. Unui radar. Da. Adică respect radar, regimul de viteză pe segmentul de drum unde se presemnalizează radarul. După ce ai trecut de el, Doamne ajută, de-i talpă până în podea. Da, a fost și o modificare legislativă, adică aplicată în cele din urmă, dar au încercat să modifice și legea cu asta. Și îmi spui că oamenii sunt, așa vor. Există foarte mulți șoferi care în continuare acuză pe polițiști că stau la pândă. Păi tovarășe, polițistul pentru asta e plătit, să te prindă în offside. Faptul că tu nu-l vezi pe șosea, asta nu implică că tu poți să încalzi legea. Rolul principal al polițiștilor, după părerea mea, nu este să stea la pândă să te prindă în offside, ci rolul este de prevenție. Ori nici rând, măcar asta nu fac, adică nu fac nici pe una, nici pe alta. În al doilea rând este să te prindă în offside. Să constate faptele antisociale, nu? Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Mai avem timp pentru 1-2 telefoane. Cristian, bună dimineața. Salut, Cristian. Bună dimineața. Te rog. O singură remarcă. Nu se dau amenzi. Deci poți să pui amenda oricât de mare ar fi, dacă poliția nu-și face datoria și nu aplică amenziile degeaba. Da? Știți, în fiecare vară avem un elicopter care merge frumos deasupra autostrăzii spre Constanța. Elicopterul ăla niciodată nu a surprins. Nu, înțeleg că acum, zilele astea, înțeleg că acum, ieri sau alaltăieri, după toată nebunia asta cu mașinile care mergeau pe contrasens cu carambolul, elicopterul ăla a făcut asta, exact asta. Dar ai dreptate, până acum n-am prea auzit. Deci elicopterul ăla a mers pentru televiziuni, au filmat televiziunile, ce frumos au fost deasupra autostrăzii și nicio amendă dată, iar mașinile mergeau pe banda de urgență. Și după aia ne vedem de viață. Era blocat. Nu, dar e valabil în general în trafic, adică, de exemplu, dacă ar sta un echipaj de poliție, unul, de locală, nici nu contează, pe Calea Moșilor din București, în fiecare zi de la Dumnezeu, sute de mașini blochează prima bandă, punând pe avare, se duc la casele de schimb valutar sau ce mai e pe acolo, știi? Numai pe ea, dacă îi amendezi în fiecare zi, strângi miliarde. Mai avem câteva secunde. Nu te mai poți plânge că nu sunt bani, sau, dar nu se dau amenzi. Oamenii doar în cot, n-au niciun stres, că nu se întâmplă efectiv nimic. Cel mai avem mult... timp pentru un singur telefon. Vlad, bună dimineața. Vine un echipaj și te cârie să pleci mai departe. Bună dimineața, băieți, foarte rapid vreau să atrag atenția unui aspect legat de infrastructură pe care nu l-a pus nimeni în evidență până acum. De foarte multe ori, diferența dintre șofer indisciplinat și șofer neștiutor este foarte mică, pentru că de cele mai multe ori și am văzut lucrul ăsta, cei mai mulți șoferi se uită jos, unde sunt drumurile proaste, gropile și așa mai departe, în loc să se uite sus, unde sunt indicatoarele. Bună observație. De cele mai multe ori, indicatoarele se confundă cu mediul. Chiar acum trec într-o zonă un pic rurală, să-i spun așa, nu văd indicatorul de copaci. Foarte bună observație. Cât de cât legal, dacă eu nu știu ce înseamnă să merg legal pe drumul ăsta. Indicatoarele sunt mătuite, șterse, rupte și așa mai departe. Foarte bună observație, Vlad. E adevărat. Și dacă nu știi drumul pe care mergi, dacă apuci pe un drum nou, nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Și într-adevăr, uite, acum dau seama și eu, dacă merg pe un drum nou, sunt foarte atent la suprafața efectivă de drum. Că nu știi, sunt crengi, canale descoperite, gropi, hârtoape, dâmburi. E și asta o problemă. Dar căruța problema esențială este în mijlocul drumului. La noi în țară, în general, că nu se aplică legea. Aia care e. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.